Ce face cel mai bun vecin al meu? Sper că nu eu. Tu ești, bă, ăla, tu ești. Normal, nu te mai suportă nimeni din blocul ăsta. Bă, Vlade, mă, mi-am luat un telefon de ăsta nou, mă, fără butoane. Cu touchscreen, vrei să zici? De acela. Și am la el 3 probleme. Așa. Numărul 1, mi-am făcut cont de Facebook. Și nu știu cum să te găsesc, să te bag de pretin. Eu, ți-ai făcut Facebook? Nu mă băga, lasă că știe toată lumea că suntem neamuri. Dar ce, are și buton de șogoli? A doua problemă? A doua problemă e că îmi scriu fete tinere noaptea. Zice, dacă vrei o noapte de neuitat, intră la mine pe site să-ți fac nu știu ce. Nu intra, mă, că este vor să mă să te păcălească, să intre la ele pe site, să-ți facă video ce și să-ți ia și banii. Zici? Du-te, mă. Vai de mine din ce am ajuns să facem bani în ziua de azi, mă. Dar oare ce fac de banii aia? Nu ce să știu, Nicol, eu n-am intrat. Să arată ce carnea un frigider. Eu ai pe vremea mea agățam în crâșmă, mă. Bă, da, da. În crâșmă, eu n-am dat niciodată bani pe... știi tu ce. Mare combinatozaur erai tu, mă. Bă, să știi. Cam mureau femeile după mine. Te mai ține acum? Ioi, bă, dar asta e ca mersul pe bicicletă. Șarmul rămâne pe viață. Nu, fii atent aici. Este o aplicație de dating. Aha. Adică îți faci acolo cont și dai like la bărbat sau femei, depinde de gusturile tale, și care îți dau like sau ăsta înapoi, intri în conversație cu ei. Așa e de simplu? Da, și combini. Așa de simplu, mă, nu duci la o cafea, nu iei flori, nu nimic. Dacă se ajunge cumva, dacă mă cam îndoiesc la tine să intri în conversație cu ea, o vrăjă și o scoți la cafea aia. Cum ziceai că spune la aplicația asta, să-i zic la nevastă mea. La nevastă, da? De ce să-i zici? Păi să-mi o instaleze. Că e cu tehnologia. Cine crezi că mi-a pus Facebook-ul pe telefon? Doamne, măi, și a treia problemă care e? N-ai 100 de lei până marți. Ce faci, Nicule? Cum merge aplicația de dating? Ioi, merge. Aseară am stat cu Alina, văduvă, de câtva timp, botoxată. Azi dimineața am vorbit cu Marcela și ea, cu 2 copii, mamă singură, siliconată. Ești normal. Da, ai ieșit cu el la un suc, la ceva, la un ceai? Cum să ies, mă? Cam 2 copii, îmi iubesc nevasta. Am vrut să-ți arăt că încă mai am șar, mă. Ai. Nevastă ta ce zice? E fericită. Cum să fii fericită? Păi și-o instalat și ea aplicația asta, dar cred că o dat pe un buton de cumpărături, de shopping, de ceva, că tătă zoia în oraș. Și când se întoarce, e cea mai fericită femeie. Cumpărături? N-aduce nicio plasă, dar tătă zoia în oraș, cred că așteaptă reducerile, că numai-și belește ochii în vitrine. Aha. Ochii belește.